Ministerul Fondurilor Europene va transmite serviciilor Comisiei Europene documentul de programare pentru perioada 2014-2020, acordul de parteneriat 2014-2020, la sfârșitul lunii ianuarie 2014, potrivit calendarului aprobat în ședința de guvern de miercuri. Înainte de a transmite documentul, Ministerul Fondurilor Europene va supune consultării publice acordul de parteneriat. Regulamentele europene care reglementează viitoarea perioadă de programare au fost adoptate recent și vor deveni oficiale după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De la acea dată, statele membre au la dispoziție un termen de 4 luni pentru a transmite oficial acordul de parteneriat. Ministerul Fondurilor Europene a purtat un amplu dialog informal cu serviciile Comisiei Europene pentru pregătirea acordului de parteneriat. În cadrul dialogului, autoritățile române au transmis Comisiei Europene, în data de 11 octombrie 2013, prima versiune a acordului de parteneriat 2014-2020, document care este publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Pe marginea primei versiuni a documentului de programare, serviciile Comisiei au transmis recent, informal, o serie de comentarii. Autoritățile române vor discuta cu serviciile Comisiei Europene pe marginea acestor comentarii. Pentru elaborarea acordului de parteneriat 2014-2020, care va fi transmis serviciilor Comisiei la sfârșitul lunii ianuarie 2014, ministerele de linie urmează să transmită Ministerului Fondurilor Europene o serie de informații în cursul acestei luni. Precizăm că până în momentul transmiterii acordului de parteneriat 2014-2020, autoritățile române vor continua dialogul informal cu serviciile Comisiei Europene. Se arată într-un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene.